Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor. Ia slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea pentru azi, poate mâine, să vorbim despre un lucru care este printre lucruri care trebuie să le descoperim. Lucrurile prețioase, lucruri ascunse de Dumnezeu și care noi trebuie să le cercetăm și să le descoperim. Nu poți să cauți un lucru care nu știi că există. O să zic asta din nou. N-ai cum să cauți un lucru care nu știi că există. Mai întâi trebuie să fim conștient de existența unui lucru ca apoi să-l cautăm. Și uneori dilema este următoarea. Pierdem ceva sau am pierdut ceva sau ne lipsește ceva și nici nu ne dăm seama că ne lipsește. Nu putem căuta acel lucru. Pentru că nu știm că ne lipsește, deși ne lipsește. De exemplu, Domnul Iisus Hristos spune la biserica din Laodicea, zice, nu știi că ești orb gol, ticalos orb gol. Nu știi. Cu alte cuvinte, îi lipsa vederea și nu știa. Și atunci nu putea să caute vedere. Era sărac, îi lipsa bogăția spirituală și nu știa. Nu știa. Și atunci nu putea să se ducă să caute acel aur. De fapt, ar fi interesant să citesc acest text. Apocalipsa. Astăzi voi introduce tema care o să vorbim zilele care vin, dar hai să citesc, cred că ar fi interesant să citesc ce Domnul Iisus spune, Ioan să scrie îngerul bisericii din Laodicea. Apocalipsa, capitolul 3. Începând versetul 14. Îngerul bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Vezi, când Domnul Iisus, la fiecare scrisoare care este trimis la bisericile din Asia, Domnul Iisus se prezintă într-un anumit mod. Iată ce zice cel ce este amin. Cel ce este amin. În el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt amin. Dar acum ceea ce vreau să-ți arăt este că Domnul Iisus e foarte conștient de asta. Domnul Iisus știe că nu se numește doar Iisus. Știe că este și amin. Știe că este și martorul credincios și adevărat. Știe că este începutul zidirii lui Dumnezeu. Se cunoaște pe el însuși foarte bine. Nu așa un înțelept a zis, cunoaște-te pe tine însuți. Nu este tema mea, dar vreau doar să-ți reamintesc că unul din dezavantajul nostru este că ne cunoaștem pe noi înșine foarte puțin. Caută să descoperi în scriptură
Nu ce zic oamenii, nu ce zic opinii religioase, dar ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre tine. Domnul Iisus putea să deschidă Scriptura, să pună degetul pe Isaia 60 și să spună aici e despre mine. Trebuie să fii în stare să deschizi Scriptura, sora mea, fratele meu, și să pui deget pe un text și să zici aici e vorba despre mine. Trebuie să te cunoști. Și nu te vei cunoaște dacă aștepți ca oameni să-ți spună cine ești. O să zic asta din nou. Nu te vei cunoaște dacă aștepți oamenii, dacă aștepți chiar creștini să-ți spună cine ești. Foarte rar vei întâlni cei care o să-ți spună cine ești. Pentru că au descoperire. Pentru că cine ești este ascuns. Nu e vina oamenilor, nu e vina creștinilor. Cine ești tu este ascuns. Deci dacă n-au descoperit, n-au de unde să știe. Nu e vina lor. Dar e vina ta dacă tu nu știi. De aceea în Apocalipsa, una din răsplățile este va primi o piatră și pe acel piatră un nume scris care nimeni nu cunoaște decât cel care l-a primit. Ai, 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 ai. Trebuie să ajungi la un nivel, fratele meu, trebuie să ajungi la un nivel, sora mea, unde tu știi despre tine ceea ce celălalt nu știu. Ai, 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 ai. Când, de exemplu, în Ioan, Ioan zice așa, suntem acum copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. De unde știe? De unde știe că ce vom fi, ce este El nu s-a arătat încă? Știa anumite lucruri despre El care celălalt nu știa. Ai, ai, ai. Domnul Iisus, de exemplu, știa că era împărat. Dar că împărația lui nu era din această lume. Știa multe lucruri despre El care alți nu știau. Nu era tema mea de azi dimineață, dar se pare că cineva trebuie să audă această întrebare. Ce știi despre tine care celălalt nu știu? Ce Dumnezeu te-a descoperit despre tine care celălalt nu știu? Unii dintre voi Dumnezeu nu v-a descoperit încă, pentru că tot ce primiți iese din gura voastră. Nu știți să păstrați anumite lucruri în inimă. Trebuie să înveți să păstrați anumite lucruri în inimă. Trebuie să înveți să te cunoști cum Dumnezeu te cunoaște pe nume. Trebuie să înveți lucru, să descoperi lucru despre tine. Adânci care celălalt nu știu. Asta îți va da îndrăzneală în viață. Asta îți va da putere. Vai! Vai, de cel care tot ce știe despre el e doar ce opinia oamenilor. De ce vai? Pentru că vei fi extrem de limitat. Ghici ce majoritatea oamenilor gândesc despre tine. În afară de cei care au descoperire, restul nu gândesc prea mare lucru despre tine. Știi de ce? E foarte simplu. Sunt destul de ocupat să se gândească la ei însuși. Asta este realitate. Nu te supăra că îți spun asta. Dacă David ar fi fost influențat, de ce gândea chiar propriul frate lui mai mare? Nu ai mai fi auzit de el. Frate lui mai mare care zice, de ce ai venit? Știu răutatea inimii tale. Știu că ai venit să vezi lupta, să aprinzi de mânie împotriva lui. David,
Biblia zice să întorci. Adică n-a ținut cont de ce zicea fratele mai mare. Și a continuat să întrebe. Ce se va face la cel care va învinge Goliat? Există un nivel unde nu poți să ajungi dacă încă părerile, opiniile oamenilor te afectează încât te paralizează. În sensul, pe dacă fac asta, ce o să zic oameni? Pe dacă fac asta, și totuși tu știi că e ce trebuie să faci. Totuși tu știi e ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine. Dar încă ești paralizat, că ți-e frică, ce o să spună, ce o să... Că noi locuim încă în acest, la acest nivel. Multe lucruri sunt închise. Uite-te în Scriptură. Oameni folosit puternic de Dumnezeu nu ar fi putut fi dacă erau încă influențat de ce gândeau sau de ce spuneau oamenii. Gândește-te la un Moise. De câte ori a auzit comentarii negative despre el? E cineva în această dimineață, viața ta spirituală e blocată pentru că dai prea mult importanță la ce gândesc oameni. Hai să-ți mai zic un lucru. Acei oameni care parerea lor te influențează așa de mult, știi că în ziua, scuze că îți spun asta, dar dacă Domnul nu vine și nu ești rapid, și în ziua care mor, și este îngropat, niciunul din ei nu o să spună așa mult mi-a pasat de acest om, așa mult mi-a pasat de această persoană. Vă rog frumos și pe mine să mă îngropați cu ea. Nu. Vor veni la mormântare, vor oferi condole, unii chiar nici nu o să vină, mulți chiar nu o să vină, alți vor oferi condolențe. Și a doua zi te-a uitat. Majoritatea. Acum, cei care țin cu adevărat la tine vor trece printr-o perioadă de doliu unde îți vor simți lipsa. Dar asta nu este majoritatea oamenilor. E cineva în această dimineață. Ești prea împovarat de ce gândesc și spun oamenii. Fii liber de această povară. Dacă Domnul Iisus ținea cont de ce se spunea despre el, are un drac, rătăcește mulțimea. A continuat să-și facă lucrare. Chiar la un moment dat spune la ucenic, ce spun oameni că sunt? Că se spună multe. Dar nu se lasă influența de ce spunea oamenii despre el. Acum hai să intrăm în ceva pragmatic. Nici n-am ajuns la ce vreau să te împărtășesc în această dimineață, dar probabil cineva are nevoie de asta. Domnul Iisus nu s-a lăsat influența de ce zic oameni despre el. Pentru că el știa ce zicea el despre el. Știa ce Dumnezeu zicea despre el. Și el își spunea lui însuși ce Dumnezeu zice despre el. Sunt momente unde trebuie să te trezești și trebuie să spui, sunt noua creație a lui Dumnezeu. Sunt fiul al împărăției. Sunt sarea pământului, lumina în această lume. Trebuie să-ți spui asta. Pentru că inima ta așteaptă anumite informații și dacă tu nu-ți spui asta, inima ta primește ce vine din afară, ce zic oamenii. Și asta te influențează, pentru că prea puțin îți reamintește și îți spui ție însuți cine ești. Hai să mă opresc aici. Și mâine să încep ce vreau să încep. Dumnezeu să te binecuvinteze.